tuturor, mulțumim că ați venit la masă pentru drept la rupire. Noi, de-a lungul anilor, am tot făcut proteste și acțiuni ca să atragem atenția la problema asta foarte gravă care ne afectează pe noi toți ca locuitori în poziții mai mult sau mai puțin neprivilegiate în orașul ăsta. Acum ne-am gândit cum ar fi să facem un marș anual în care, prin intermediul căruia, de la an la an, să încercăm să strângem și mai mulți oameni, să facem și mai vizibilă nevoia și problema, să crească și mai mult solidaritatea în jurul acestei probleme, care, din păcate, de obicei este văzută ca una privată, individuală. E treaba ta dacă nu ai unde să stai, e treaba ta dacă nu ai cu ce să plătești chiria, e treaba ta dacă ești evacuată și primăria nu-ți dă nicio locuință, e treaba ta dacă stai 10-12 ani pe listele de așteptare de la primărie ca să primești o locuință socială. Deci toate astea le auzim mereu, că locuirea e problema privată, e problema noastră privată și că trebuie să, prin muncă grea și eforturi individuale și familiale, vom reuși să ne rezolvăm problema. Și dacă nu reușim, atunci ni se spune că este vina noastră, este vina noastră că locuim în condiții precare, este vina noastră că n-am adus nu știu ce 5 acte din teancul de 50 de acte pe care ți le cere primăria ca să depui dosarul de locuință. Este vina noastră dacă dăm mai mult de jumătate din salariul nostru pe chirie și alegerea noastră dacă ne îndatorăm 30 de ani la bancă doar ca să avem unde să locuim. Prin urmare, noi spunem nu este vina noastră. Asta este o problemă sistemică, e o problemă structurală. Locuirea nu este o problemă privată, locuirea este o problemă politică, o problemă publică și statul trebuie să adreseze în mod adecvat această problemă a lipsei locuințelor publice, a individualizării problemei locuirii. Vom sta aici până la ora 2, când se va face plecarea în marș. Protocolul nostru cu primăria zice că n-avem voie să strigăm împotriva unui partid politic anume sau unui candidat la prezidențiale, pentru că este cursă electorală, e campanie electorală. Dar ceea ce vreau să zic este că noi știm foarte bine că nu e nevoie să strigăm împotriva unuia sau altuia sau a unui partid anume, ci că de fapt vorbim de toate partidele și toți politicienii care timp de 25 de ani au ignorat complet problema locuirii, asta dacă au ignorat-o, și alții care au depus eforturi active în a distruge drepturile sociale ale oamenilor. Pentru că locuirea este un drept social, locuirea este un drept fundamental, locuirea e ca educația și ca sănătatea. Noi ne revoltăm atunci când auzim că se încearcă privatizarea serviciilor de bază, da? Când se încearcă privatizarea sănătății, când se încearcă privatizarea educației. Ei bine, locuirea este un alt astfel de serviciu. Pentru că dacă nu ai locuință, nu ai nimic. Ești exclus de la toate celelalte zone ale vieții, la muncă, la educație, la sănătate și așa mai departe. Și noi pentru asta strigăm aici, pentru recunoașterea dreptului la locuire ca drept fundamental. Ce cerem? Creșterea stocului de locuințe publice și sociale prin orice mijloace aflate la dispoziția autorității publice locale. Construcția de locuințe, reconversia în locuințe publice a clădirilor goale, remunicipalizarea clădirilor goale, proprietate privată, lăsate să se degradeze intenționat. Publicarea
transparentizarea fondului locativ al autorităților locale, municipale și de sector, debirocratizarea accesului la locuințe sociale și la ajutorul de chirie, criterii juste pentru accesul la locuințe sociale al celor mai precari, prevenirea, monitorizarea și răspunsul adecvat al autorităților locale vis-a-vis de evacuările din locuințe, interzicerea evacuărilor forțate, nicio evacuare fără relocare adecvată și, nu în ultimul rând, controlul chiriilor. Trebuie să renunțăm la această idee care ne este inoculată prin toate mijloacele posibile, prin discursuri publice și prin presă, cum că asta e piața. Nu! Nu asta e piața. Adică asta e piața, dar statul trebuie să intervină în piață și să reglementeze chiriile și să reglementeze piața imobiliară. Avem aici alături de noi multe organizații susținătoare și multe familii care se confruntă cu sau s-au confruntat cu multe probleme de locuire, fie evacuare, fie locuire în condiții precare, și aș vrea să invit să spună câteva cuvinte acum. Vă zic și eu la toată lumea, vă mulțumim în primul rând că sunteți prezenți. Tot ce pot să vă spun este că, într-adevăr, dacă nu suntem noi, nu cred că vor fi alții care vor avea curajul și puterea să lupte pentru a primi locuințe. Locuințele sunt o necesitate pentru fiecare om, indiferent de naționalitatea pe care o ai, indiferent de felul cum arăți și cum te îmbraci. Indiferent de ce salariu ai, câți copii ai, dacă ai sau nu, spun lucrurile astea pentru că dacă te duci la primăria de sectorul în care aparții sau primăria capitalei, ți se vor pune anumite criterii pentru care tu trebuie să te, să te pregătești și să le îndeplinești acele criterii pentru a obține o locuință care, bineînțeles, dosarul tău după ce va fi completat de tine cu tot ce este nevoie, va fi pus să aștepte între, nu știu, 15 ani, 20 de ani, 13 ani, 30 de ani, poate am întâlnit oameni care spuneau am dosar la primărie de 22 de ani. Cred că ar trebui să ne unim cu toți, să ne unim mai mulți, să ieșim în stradă și tineri și bătrini și copii, pentru că avem nevoie. Toată lumea are nevoie de o locuință. Am fost evacuată dintr-o locuință și lupta mea este de 5 ani de când tot mă lupt pentru a obține o locuință. Dar se poate întâmpla ca, așa cum sunt și alții oameni care nu sunt evacuați, dar locuiesc cu chirie. Și văd că sunt mulți tineri aici și întrebarea mea ar fi, îți convine să plătești chirie unui stat care deja plătești prea multe contribuții? Nu crezi că meriți și tu o casă? Nu crezi că merităm cu toții o casă? Nu credeți că ar fi frumos și că așa este corect? Pentru că și cei care sunt astăzi și conduc aceste instituții sunt plătiți tot din banii noștri. Pentru că și noi muncim și voi munciți. Haideți să luptăm împreună astăzi și să strigăm împreună astăzi că vrem case pentru toți, nu doar pentru mafioți, pentru că avem nevoie de o locuință. Noi suntem cei care muncim, noi suntem baza, iar ei sunt cei care trăiesc pe picior mare, pentru că noi muncim. Dacă noi, oamenii de rând, n-am mai muncit niciunul, stau și mă întreb, oare cu ce ar putea ei să-și achite anumite salarii și să-și permită să te ia la mișto când te duci la registratură sau când te duci la primărie și spui că ai nevoie de o locuință. Mai ales când te mai vede și de etnie romă și mai ești un pic mai colorat la față, imediat te ia peste picior și îți aruncă câteva cuvinte de te simți ultimul om de pe fața pământului. Noi, între noi, cred că
nu există om să nu aibă vecin țigan sau rob, cum vreți să numiți dumneavoastră. Cred că este, sau invers, este imposibil ca noi romii să nu avem vecini români. Aici, dacă ne uităm unii la alții, deja suntem mici. Și ne înțelegem foarte bine. Cu munca mai sub sirenul, cu munca mai sub sirenul. Asta este părerea principală. De obicei, cei care vor să facă discriminare și cei care vor să ne facă ca noi să ne luptăm între noi, sunt tot ei, pentru că ei au ceva de câștigat. Pentru că stau bine mersi pe scaunele plătite de noi, toți cei care muncim și plătim, diferite contribuții ale statului, impozite și tot ceea ce își cer. Dacă îți cumperi o mașină, trebuie să plătești impozit pentru autostradă, impozit pentru o mașină, impozit pentru o casă, impozit pentru orice. Dacă ai copii și îi duci la școală, trebuie să plătești fondul școlii, fondul clasei și tot așa. Trebuie să plătești bani tot timpul. Dar când e vorba să primești ceva de la acest stat care te ignoră pe tine și pe mine, spun că nu au fonduri, spun că nu au bani, spun că nu au de unde. Și spune că tu ar trebui să muncești, că ei muncesc. Ar trebui să luptăm și să prindem forță și curaj, pentru că, de fapt, noi suntem cei care muncim, noi suntem cei care ei trăiesc pe spatele nostru, nu noi trăim pe spatele lor. Nu cred că a venit vreodată cineva din primărie să vă bată la ușă și să vă întrebe: ați mâncat astăzi? Ați băut astăzi? Veniți că vă dau eu ceva să mâncați. Ați dormit bine azi noapte? Veniți că vă dau eu un loc unde să dormiți. Nu! Tu singur te îngrijești ce să mănânci, tu singur te îngrijești ce să bei, ce să îmbraci, dacă ai copii, ce să le pui pe masă, dacă ai părinți, să te îngrijești de sănătatea lor, să ai grijă de ei. Dacă ești un student, tu singur trebuie să te îngrijești de tine, să mănânci, să ai grijă să înveți, să ai grijă să dormi bine, ca să poți să fii limpede, să poți să înveți și să poți să ajungi acolo unde ți este visul. Noi ar trebui să fim cei care să luptăm și să le spunem clar că ei trăiesc pe banii noștri. Ei trăiesc pe spatele nostru, nu noi pe spatele lor. Astăzi facem acest protest pentru că fiecare dintre noi merită o casă. Atât eu cât și tu. Și vă îndemn pe fiecare, dacă știți pe cineva care stă cu chirie și are nevoie de o locuință, care a fost evacuat sau urmează să fie evacuat, haideți să fim împreună și să mergem la primărie și să ne spunem că vrem să avem acces la o locuință decentă. Și astfel, banii noștri nu se vor mai duce doar să plătești, să plătești, să plătești. Gândiți-vă voi! Vă mulțumesc! Vă zic și eu și mulțumesc că ați venit. Sincer să fiu, mă așteptam să fie mult mai multă lume, pentru că acest marș nu este doar pentru cei care sunt evacuați sau pentru cei care locuiesc în locuințe și nu au proprietate. Este un marș care ne afectează pe noi toți, fie că stăm în chirie, fie că stăm pe stradă, fie că urmează să fim evacuați. Reacția domnului de mai devreme este o reacție pe care, din păcate, o aud destul de des, de la foarte multă lume. În ideea în care cei care nu muncesc sau cei care nu merg la școală ar trebui să nu aibă o locuință. Nu este despre asta. Ca să poți să mergi la școală și ca să poți să muncești, mai întâi trebuie să ai un loc decent în care să locuiești. Asta este mesajul meu. Mi-a plăcut tare mult să vedem chestia asta de locuire ca pe un drept fundamental al oamenilor și să nu ne așteptăm că ei trebuie să facă ceva și apoi să obțină chestia asta, pentru că nu ajută deloc societatea. Mulțumesc! Mulțumim adresa.
O să chemăm acum alături de noi pe doamna Stella, pe care azi am cunoscut-o, care a auzit de marș la televizor. Și o să ne a povestit în câteva minute ce i s-a întâmplat și despre evacuare și despre abuzurile primăriei. Și acum o să o las pe ea să vă spună mai multe. Alo? Bună ziua! Este prima dată când fac lucrul acesta. Am venit aici pentru că sunt foarte indignată de ceea ce se întâmplă în toate primăriile, fie de sector, fie de capitală, ce aparține de capitală. Am dosar în primăria capitalei de 8 ani de zile și mă confrunt cu o ignoranță totală din partea primăriei capitalei și a sectorului 1. Mă bucur că am întâlnit oamenii aceștia și am să-i urmez, pentru că altfel nu o să-mi văd casă pentru mine și copiii mei. Ce să vă spun? Am fost amenințată de lucrătorii primăriei, am fost jignită de lucrătorii primăriei capitalei, am fost jignită de cei care sunt sus la conducere, cei care sunt sus la birouri, unde nu poți intra, nu poți intra nici cu audiență, nici să-i aștepți în fața primăriei. Am fost amenințată de mai mari, cum să spun, nu? De domnul viceprimar, că dacă mai vin în fața primăriei capitalei, o să primesc un ordin de restricție să mai vin să mă interesez de dosarul meu pentru locuință socială. Aș vrea să se filmeze lucrul acesta. M-am îmbolnăvit pe străzi, am stat în fața primăriei și nimeni nu m-a băgat în seamă. Am fost amenințată de domnul care o păzește pe doamna Gabriela Firea, că cât timp a sta el, va lucra el în primăria capitalei, eu nu am să mai dau ochi cu doamna primar al capitalei, să pot să-i spun ceea ce mi se întâmplă, cu toate că eu am votat-o pe dânsa și ar fi trebuit să coboare și la mine, fiind o persoană, cum au coborât la ceilalți 10 care au făcut, au protestat și i-au intrat în primărie și au făcut și le-au rezolvat situația. Altceva ce să vă spun, îmi pare bine că am întâlnit oamenii ăștia și aș vrea să continui cu dânsii, să merg înainte, poate așa mi se rezolvă situația, poate așa copiii mei vor avea o situație mai bună, o casă unde să locuiască, unde să-și facă teme, unde să aibă o viață normală, da? Să-mi cresc și să-mi educ așa cum trebuie, nu să ducă să întindă mâna, să cercească sau să ajungă undeva la prostituție sau să bage mâna în buzunare. Ce să vă zic? Cam atât. Vă mulțumesc că m-am cunoscut și sper să mi se rezolve și mie și la toată lumea care aveți probleme de acest fel. Și vă mulțumesc! Mai aici Marian Mandac, aici, de la Romani Cris. O să-l invităm și pe el să spună câteva cuvinte. Bună ziua tuturor, mulțumesc organizatorilor pentru această ocazie și vreau să încep prin a vă mulțumi dumneavoastră pentru faptul că ați venit astăzi de aici, pentru un subiect care este extrem, extrem de important în opinia noastră. Această problemă a locuirii, noi am început să o documentăm la Romani Cris în 2004-2005, atunci când am identificat o serie de cazuri în țară, începând cu partea de segregare și continuând cu condițiile inumane de locuit. Un prim caz la care ne-am uitat a fost cazul de evacuare din 2001 de la Piatra Neamț, care a început un trend. Deci Piatra Neamț a fost primul caz din țară în care romii au fost evacuați în masă și luați din centrul localității, puși la periferie, în cazul respectiv în foste hale de avicole, de creștere a păsărilor, unde trăiau în condiții absolut inumane,
la o distanță foarte mare de localitate. Deci, practic, primarul respectiv a dorit să scape de rom din localitate și să-i arunce cât mai departe, să curețe localitatea de rom. Acest model a fost ulterior perpetuat pentru că autoritățile statului au eșuat în a lua o măsură în sensul ăsta și așa a fost posibil să avem cazurile de la Miercurea Ciuc, acolo unde oamenii au fost luați în centrul localității și puși gard în gard cu stația de epurare a apelor uzate, într-o zonă care este profund toxică. Tot așa a fost posibil să avem situația din Eforie Sud, unde oamenii au fost aruncați în stradă în condiții de ploaie torențială de grad portocaliu. Tot la fel a fost posibil cazul de la Baia Mare, mai recent, pe care îl cunoașteți, probabil, în care oamenii au fost luați și duși în foste laboratoare chimice. Tot la fel a fost posibil ca în Cluj, considerat un oraș etalon în România și fostă capitală culturală a Europei, un titlu profund, profund nemeritat, să fie luați sute de oameni și puși pe groapa de gunoi, acolo unde primăria le-a construit casă. Deci o primă problemă pe care o avem este aceea a segregării. Segregare care are două componente, în cazul nostru e clar o segregare etnică, o segregare rasială, de tip, în unele situații este de tip apartheid. O a doua chestiune este segregarea de tip socială și în funcție de venituri. În România încă tot ce înseamnă, sau aproape tot ce înseamnă locuințe sociale sunt construite separat de societate. Un alt aspect extrem de important pe care l-am întâlnit este acesta al locuirii inadecvate. Și vedem foarte multe situații, din păcate, în care mulți dintre aceștia sunt romi, dar nu toți și nu mereu, locuiesc în condiții foarte, foarte proaste pentru că nu își permite efectiv o locuință mai bună de atât. Și asta este o problemă pe care statul nu o ignoră în mod neintenționat, ci o permite și o susține în mod deliberat, pentru că aici vorbim despre o situație care este extrem de bine cunoscută la toate nivelurile, și noi și alții, și frontul, și toată lumea au semnalat aceste lucruri și scris și prin proteste și așa cum o facem și astăzi. O să încerc să închid puțin mai repede. E o situație care este perpetuă. E o problemă care se lovește în continuare de mutarea oamenilor, exact ca și cum ar muta animale. Autoritățile locale nu mută oamenii, mută animale dintr-un loc într-altul, turme de animale, pentru că așa îi privesc. Și când spun asta, mă uit la faptele lor. Deci nu mă uit la ce spun în presă. Uneori o spun și clar în presă. Primarul de la Eforie a spus că nu pleacă câinele de la măcelărie, deci mintea lui oamenii aia erau câini. Dar dacă ne uităm la fapte, modul în care se comportă față de acești oameni, și am auzit mai devreme mărturia doamnei Stella, nu este unul în care ai tratat niște oameni, ci este un mod în care ai tratat animale și e evident că nici animale nu mai este un asemenea mod extrem de urât. Ei tratează acești oameni așa cum sunt ei. O precizare aș mai dori să fac privire la partea de legalizare. În România, în continuare, nu există o cadastrare realizată și foarte mulți oameni nu dețin acte de proprietate pe terenurile și pe casele în care stau. E o situație extrem de gravă pentru că oamenii ăștia sunt foarte vulnerabili la evacuări, pentru că ei nu fac niciun fel dovada proprietății acelor case, chiar dacă stau de foarte mulți ani acolo. Și deși s-a adoptat un act normativ, legea 151 în 2019, prin așezările informale, care e un pas bun, nu rezolvă problema de fond. Problema de fond este că în România, dacă te-ai făcut o casă după 2001, nu poți să o legalizezi decât dacă o demolezi și construiești alta în loc cu acte de la început. Asta e o prostie fără margini și denotă o nevoie a statului de a controla tot ce se întâmplă în societate. E o reminiscență securistă ceaușistă, din punctul meu de vedere, care trebuie eliminată din acest act normativ. Soluția în acest caz, și o să mă prevede să închid acum, soluția în acest caz este să avem o situație clară pentru a putea legaliza orice locuință
a unei familii, excludem sigur clădirile mari de tipul blocuri, pentru că acolo e clar că se trebuie autorizată de construcție, dar orice locuință de tip individual trebuie să poată fi legalizată câtă vreme respectă anumite norme de securitate. Dacă e suficient de bine construită, nu contează că ai făcut actele înainte sau după. Asta e o chestiune de principiu la care nu trebuie să renunțăm și care o să poată rezolva pe fond problemele cu care sute de mii de oameni se confruntă, că stau în casele lor și nu știu dacă mâine vor fi amendați și demolați de autoritățile locale. Problema de locuire este o problemă care ține de un drept recunoscut de lege și care, din păcate, nu este absolut deloc respectat de autoritățile locale, în special, care au impresia că orașele și comunele sunt propriile lor proprietăți. Ori nu este așa, este de acolo doar ca administrator delegat. Mulțumim, Marian, mulțumim, Aldesa, mulțumim, Nico, mulțumim, Stella, mulțumim persoanelor pe care le văd aici, de la organizații feministe, tovarășile noastre din Rahova Uranus, să le aplaudăm, sunt acolo în spate, nu o să le chem să vorbească, că au zis că nu, dar cu ele, alături de ele, ne luptăm de ani de zile și da, sunt tovarășile noastre. Acum o să pornim în marș. O să vă rog să luați bannerele, să le ducem împreună, câte două persoane pe banner. Traseul este, o să mergem prin pasaj, pentru că nu avem alocat o bandă de circulație, o să mergem pe trotuar cu respectarea regulilor de circulație. Trecem prin pasajul Universității, Regina Elisabeta, facem stânga pe Calea Victoriei și continuăm până la intersecția cu Bulevardul Națiunilor Unite, Bulevardul Națiunilor Unite și izvor. Dar o să ne prindem noi pe parcurs cum și pe unde trebuie să mergem. Deci o să vă rog să luați bannerele, câte două persoane pe fiecare banner. Mulțumim că ați venit. Noi avem și pe tovarășii noștri de la Samba Activista, care o să ne ajute cu sonorizarea. Și avem și niște noi scandări pregătite. În 5 minute pornim. Avem și niște scandări noi pregătite. Eu totuși zic să începem cu ceva clasic.